Peste 40 de pompieri se luptă cu focul în nordul județului Argeș. În sprijinul lor a sosit ieri și un elicopter care ajută la stingerea focarelor. S-a acționat încă din cursul zilei de ieri cu ajutorul autospecialelor, cu tunurile cu apă, cu autoscara mecanică până la o înălțime de aproximativ 40 de metri, însă având în vedere că terestrul nu s-a putut acționa, s-a solicitat și sprijinul elicopterului de la Inspectoratul General de Aviație. În cursul zilei de ieri s-au făcut două lansări cu ajutorul dispozitivului special de stingere, iar astăzi am reușit să executăm 5 lansări cu ajutorul Bambi Bucket-ului. Un grup de turiști care veniseră să viziteze cetatea Poenari a fost întors din drum. Pădurea s-a reaprins ieri la prânz, iar flăcările au fost observate de oamenii din zonă care au alertat autoritățile. De-aia am venit și eu să mă uit. Și ce ați văzut? Cum e? Păi ce să văd? Acum am uitat ce mai e. A luat foc. Din ce spunea comandantul pompierilor de la Pitești, ori au dat cu petarde să sperie rușii, ori o țigare. În general am discutat cu pădurarii cu ăștia, eu mai umplu cu cățelul. De la o țigare. Ieri, în jurul orei 11, am fost anunțat de către domnul viceprimar al comunei Arefu că a luat din nou foc pădurea din zona cetății Poenari. Împreună cu domnul vice și cu câțiva angajați ai primării Arefu ne-am deplasat la fața locului și, într-adevăr, fumega, dar era, cum să vă spun eu, nu era atât de extins incendiul. Undeva de la ora 11 până la ora 12 ceva au venit și pompierii, în momentul în care a început să izbucnească flăcările prin pădure. Ardea vântul puternic? Bătea și vântul foarte puternic. Ca o mică paranteză așa, de când au venit pompierii până au început să stingă focul, mai dura cam o jumătate de oră. Pompierii sunt foarte, să vă spun eu, ei sunt pregătiți, dar nu au utilajele necesare. Pompierii militari și polițiștii rutieri vor rămâne la fața locului până când incendiul va fi lichidat.